Doamnelor și domnilor, bun venit în Austria! Mașina care se află în fața voastră este noul Citroen C3 și poate nu vă dați seama, dar acest model este mult mai important pentru producătorul francez decât poate ați presupus vreodată. În primul și în primul rând, Citroen C3 înseamnă 30% din vânzările totale ale Citroen din 2023. Înainte să vorbim mai multe despre această mică bijuterie, vă invit să vă abonați, pentru că pe lângă acest nou Citroen C3, atenție, vom vorbi și de varianta termică și de cea electrică, vom vorbi pe acest canal despre mult mai multe produse Citroen, pentru că francezii au o mică renaștere în ultima vreme și veți vrea să vedeți despre ce este vorba, așa că vă invit să vă abonați. Cu ce mașină vi se pare că seamănă așa din lateral, nu? Așa că vă duce puțin cu gândul la o Dacia Spring. E bine, treaba asta nu e neapărat întâmplătoare. În primul și în primul rând, dimensiunea mașinii. 4 metri și 15 mm sau 1 cm și jumătate peste 4 metri. Asta este lungimea totală a acestei mașini. Francezii au gânduri mari cu acest C3 și se grăbesc să-l lanseze pe piață. Spun gânduri mari pentru că în ultima vreme mi se pare că Citroen a avut așa o direcție incertă din punct de vedere al lansărilor, dar acum francezii încearcă să atace zona de buget. Zona de buget în care cei de la Dacia stau destul de confortabil pe primele locuri. Deci, C3-ul acesta va veni în două versiuni, una electrică și una termică. Cea pe care o avem aici este cea termică. Cea electrică ar vrea să pună câteva probleme springului, deși este cu circa 2-3 mii de euro mai scumpă decât un spring. E mult mai mașină, ca să zic așa, decât springul, unul la mână și doi la mână. Acesta termic cred că ar vrea să pună câteva probleme lui Sandero Stepăi. Sandero Stepăi este cu circa 8 cm mai lung, dar veți vedea ce treiul acesta e surprinzător de spațios atunci când ajungi în habitaclu. Pentru început aș vrea așa să vă arăt câteva elemente de design. E o mașinuță frumoasă, e o mașină interesantă, e parcă în sfârșit Citroen își găsește un mod de a se exprima din punct de vedere al designului, un mod modern și coerent. Parcă până acum designurile francezilor erau așa, și cu forme rotunjite, și cu forme drepte, și cu secțiuni moderne, și hai să ducem cu gândul și la fostele modele Citroen de până acum. Parcă voiau așa să facă prea multe lucruri în același timp francezii, dar acest design nu e deloc aglomerat. Simplu, eficient și sincer, se pare că arată foarte, foarte bine. Ia uitați-vă, cu sigla aceasta nouă. Cu acest model, vă spuneam, atacă segmentul B. Bun. Ce au ei special pentru ca lumea să vrea să cumpere un C3 și nu alt model dintr-un segment B suprapopulat? În primul și în primul rând, francezii vin cu arma lor secretă care a fost tot timpul la îndemână și anume confortul. Pentru că mașina aceasta are suspensia hidraulică progresivă a celor de la Citroen. Suspensie care e pusă pe C5 Aircross, pe C5X, pe modele mult mai scumpe, pe modele care se poziționează uneori și la peste 30.000 de euro. Ei bine, acea suspensie, acea tehnologie de suspensie vine aici. Iată cum arată și din spate noul model al francezilor. Din nou, un design destul de matur, așa, cu linii drepte, hotărâte. Se pare că arată super bine mașinuța asta. Sub capotă se află motorul 1.2 pe benzină al grupului Stellantis. Și știu ce veți spune. A, e 1.2-ul ăla. Ăla care, da, a luat de 4 ani la rând, dacă nu mă înșel, titlul de motor al anului, dar, în același timp, a avut și niște mici probleme cu cureaua de distribuție, care era scăldată în baia de ulei. Ghiciți ce? Au schimbat treaba asta. Distribuția acestei mașini este acum pe lanț. 1.2-ul acesta, cu distribuție pe lanț, pe noul Citroen C3, dezvoltă 100 cai putere. 1.2, benzină, turbo, 100 cai putere, cuplat unei cutii în 6 rapoarte, toată puterea transmisă la puntea față. Aceasta e singura motorizare pe care o ai disponibilă pe noul C3 deocamdată. Hai să vorbim de prețuri pentru versiunea asta termică. În România, cu TVA inclus, fără nicio reducere, mașina asta pleacă de la 16.500 de euro și poate ajunge cu acest nivel de echipare numit Max la 19.900 de euro. Până atunci să discutăm despre portbagaj. După cum vedeți, buza aceasta de încărcare este foarte înaltă, să zic că are undeva peste 20 de centimetri, iată, deci e destul de înaltă această buză de încărcare, dar 310 litri spațiu de stocare în acest portbagaj. În același timp, și din stânga și din dreapta, aș spune că este un pic limitată intrarea în portbagaj.
Totuși, nu cred că ar fi o problemă pentru cei care își iau mașina aceasta în principiu pentru oraș sau pentru două persoane și un copil și nu mai mult. Din păcate, nu aveți cum să simțiți ceea ce urmează să vă spun, dar scaunele acestea sunt și ele, la rândul lor, scaune Advanced Comfort. Adică, pe cât de performantă e suspensia aceea deșteaptă, cu amortizare dublă și pentru că ea îți dă un sentiment de magic carpet, la fel și scaunele acestea trebuie să-ți ofere confort, pentru că Citroen așa spune. Confortul nu înseamnă doar suspensie, ci înseamnă și scaun și, aș adăuga eu, înseamnă și insonorizare. Din punctul de vedere al scaunului, cred că asta e prima chestie pe care o observi, prima chestie pozitivă, cum te pui la volan. Față de un produs Dacia din prezent, pentru că, din nou, am vorbit la început că Dacia ar fi un rival pe care Citroenul încearcă să-l dea jos din top, primul lucru pe care îl observi este acest scaun și confortul. Atenție, scaunele acestea Advanced Comfort se pare că sunt disponibile doar pe cel mai înalt nivel de echipare. Poate acest lucru se va schimba, dar e foarte tare ce se întâmplă aici, pentru că sunt super corect construite din punct de vedere ergonomic, unul la mână și doi la mână. Ce înseamnă aceste scaune Advanced Comfort? Înseamnă că există un strat de spumă confortabilă, ca un fel de topper așa, peste o saltea veche. După ce te așezi și te pui bine pe scaun, ajungi la un, se comprimă acel strat subțire, ajunge la un strat un pic mai tare care te susține, numai că treaba asta e făcută super, nu știu cum să zic, medical așa. E ca și cum te pui în scaun și ai stat în scaunul ăsta de 5-6 ani și cum te-ai pus în el, cum s-a modelat după tine. Ăsta e un sentiment foarte tare. Și cred că va conta pentru cei care vor o mașină în care să conducă mult, nu-i așa? Și evident și bancheta spate beneficiază de această tehnologie Advanced Comfort. Nu există o cotieră aici, dar în segmentul B nu prea găsești așa ceva. O chestie interesantă, pentru că nu-i așa, este un Citroen și trebuie să aibă șarmul specific unei mașini din Franța. Există aceste mici mesaje pe uși, iată aici scrie Be Happy. Pe această ușă scrie Feel Good. Ok, Citroen, mulțumesc. Iată, există buzunare aici, în scaunele din față, de fapt în husele din scaunele din față. Există aici, jos, iată, două USB-C-uri și buzunare mai mare aici. Ok, și hai să vă arăt ceva. Eu am 1,75, da? Scaunul ăsta e pus în poziția mea de condus. E foarte mult scobit aici, dar chiar și așa, oricum nu ajung la el. Mai am, nu știu cât să zic, 6-7 cm, ceea ce e super tare. Doi la mână. Am spațiu la cap. Am spațiu la cap în mașina aceasta ce pare micuță. De asta vă spuneam că, deși este cu 8 cm mai mică, mai scurtă decât Dacia Sandero, spațiul cumva nu este o problemă. Nu știu cum au făcut francezii, dar le-a ieșit. Pentru început, hai să vorbim despre volan. Mai țineți minte volanul de pe C5, dacă nu mă înșel? Acela care avea partea din mijloc fixă și se învârtea doar covrigul, ca să zic așa. Mi se părea foarte interesant acel volan când eram mic și, în general, Citroenurile au avut un volan interesant. Și acesta mi se pare tare, e micuț, așa, teșit sus și jos. Și, în același timp, vedeți, comenzile acestea parcă plutesc, nu știu cum să zic, deși aici, în spate, există o parte a volanului care suportă toată greutatea, toată această structură. Super tare volanul, comenzile care trebuie există aici și aici, comenzile pentru cruise control și pentru media. Eu nu pot să mă învăț cu acest post de condus, nu-mi place. E, nu e cazul, pentru că ce vedeți voi aici este mult mai, nu știu cum să zic, mult mai ușor de suportat decât ce face Peugeot. La Peugeot fiind foarte mare, volanul trebuie să fie foarte mic pentru a-ți, pentru ca să nu-l cobori într-atât de mult încât să devine inconfortabil ca să vezi ce se află în spate. Aici e foarte subtilă așa treaba aceasta și cumva e mai în spate și tot timpul este în câmpul tău vizual. Îmi place soluția pe care o folosesc aici francezii, mi se pare că funcționează bine. Iată cum ar arăta de la volan. Vă garantez, este în câmpul vizual și volanul e pus într-o poziție corectă. Nu mă obligă să pun volanul prea jos sau mai știu eu cum ca să văd acolo în spate. În rest, interiorul acesta e destul de simplu. Iată, avem aici două guri de ventilație. Partea aceasta este textilă, partea aceasta de pe bord. Și nu doar textilă, dar are și ceva un pic moale în spatele ei. Mai jos aici avem controlele pentru climatizare. Doar pe acest nivel cel mai înalt avem climatizare automată, acest wireless charging pad, două suporturi de pahare. Per total, o mașină simplă, aș spune eu, pentru că, din nou, este vorba de un segment B. Avem și aici o priză de 12V, dar
Deși e simplă, are niște șarm așa, pentru că mașina asta îmi spune în mod constant să fiu cool. Mulțumesc, mașină! Nu știu cât reușiți să vedeți în acest sistem de infotainment, pentru că se reflectă foarte mult din el tot ceea ce se află în mașină. Dar e un sistem de infotainment nou, destul de simplu de folosit, are un buton de home aici, în care ai radio, telefon, navigație. Apropo, se mișcă foarte bine, foarte bine se mișcă. Android Auto, Apple CarPlay Wireless pe acest sistem, radio, telefonie, navigație. Navigație pe care am folosit-o astăzi și funcționează super bine azi. Iată, am condus în Austria și Ungaria, la graniță. Există și cameră pentru marșarier, iar dacă până acum mașina în marșarier, iată, vedeți și camera. Îmi pare rău că face umbrele astea ciudate. E de la timpul de expunere al camerei cu care filmez eu și de la acest ecran. Cert e că ai tot ce ai avea nevoie. Și doar pe această versiune Max, cu cel mai înalt nivel de echipare, ai și stopuri cu LED. Oricum, per total, eu aș spune că din punct de vedere al designului, este un model de segment B gândit bine. Suntem și la volanul lui Citroen C3, de fapt, în cazul de față, suntem la volanul lui Citroen EC3, anume C3-ul electric. Această mașină este în varianta de preproducție, de aceea veți vedea acolo în bord niște martori aprinși. Nu vă faceți griji, treaba asta nu se va întâmpla atunci când, evident, modelul va ajunge în mâinile clienților. Până atunci, hai să vorbim despre specificații, pentru că acest model electric are o baterie de 44 kWh, o baterie care se află în podeaua mașinii. Această baterie îi oferă o autonomie mixtă declarată de producător de circa 320 de km. Doar că noi astăzi, așa în scurta perioadă cât am făcut până acum, iată, 25 de km, am mers nu foarte tare, dar am făcut și 2-3 accelerări mai puternice. O să facem una așa cum e, să vedem de la 50, da? De la 50 de km la oră accelerez până la 100, ia să vedem. Avem și AC-ul pornit ca idee. 99 de fapt. Deci am mers și mai încet, am mers și mai tare. 11,5 kWh la 100 de km. Am reușit la un dat și 12, depinde. Practic, mașina aceasta ar putea chiar să aibă 360 de km autonomie pe aici, dacă mergi cât mai mult în oraș, poate chiar 400, cine știe, dacă mergi foarte mult în oraș. Dar dacă o calci un pic mai tare, dacă mergi un pic la o viteză susținută mai înaltă, exact cum zice producătorul, autonomia mixtă de 320 de km pare foarte apropiată de realitate, având în vedere ce am reușit să vedem astăzi. Pentru că această a patra generație are și variantă termică și variantă electrică, vă spuneam, aici bateria este în podeaua mașinii, de aceea garda la sol scade 163 de mm față de 197 mm garda la sol cât are C3-ul termic, cel pe care l-am condus ieri. O altă chestie pe care C3-ul de ieri nu o avea, dar o are acesta electric, și nu sunt sigur dacă asta e tot o chestie de preproducție, mașina aceasta are cotieră. O altă chestie pe care nu o are Citroen C3, și vorbim aici în speță de cel termic, un turometru. Nu pot să zic că este o mașină incredibil de sportivă, niciun caz. 0-100 pentru varianta termică, circa 13,2 secunde. 0-100 pentru varianta electrică, 11 secunde. În niciun caz, C3-ul nu este o mașină rapidă. Nu trebuie să fie o mașină rapidă sau sportivă, nu asta e treaba ei. Dar un turometru e bun acolo de avut la varianta termică. Am tras un pic pe dreapta pentru a completa cu câteva informații despre mașina electrică, și anume încărcarea pe AC la 11 kW, pe DC la 100 kW. Asta înseamnă că până la 80% modelul electric se poate încărca în circa jumătate de oră, 26 de minute. Și iată și cotiera, să nu spuneți că vă mint. Și chiar e confortabilă, e moale, este exact cum trebuie. Din punct de vedere al confortului, în continuare, Citroen știe să facă mici artificii pe aici pe acolo ca tu să te simți bine. De asemenea, nici C3-ul electric, nici cel termic nu au mânere. Mă refer aici sus, evident, nu neapărat la șofer, ci la pasageri. Nici la pasageri nu există un mâner sus. Poate că te interesează lucrul acesta, poate că te simți confortabil stând în dreapta, atârnat de mâner. Ei bine, din păcate, C3-ul nu-ți poate satisface această plăcere. Prețul de plecare pentru varianta electrică este 23.300 de euro, pentru varianta termică 16.500. Acum, la modul în care francezii poziționează varianta electrică, să zicem, ea ar trebui să se bată cu Spring-ul. Cu siguranță este
mai mașină decât Springul, mai confortabilă, mai spațioasă, mai utilă din acest punct de vedere, dar în continuare păstrând dimensiuni compacte, cu autonomie mai mare. Consumul pe care mi-l arată mașina acum, vă spuneam, în circa 30 de km de rulare este de 11,5 kWh la 100 de km. Adică, ca o mașină electrică de oraș, EC3-ul ar putea fi o opțiune mai viabilă decât Springul, dar pentru niște bani în plus. Evident, EC3-ul vine cu niște factori de confort în plus. Vorbeam despre scaune, despre suspensie. Mașina aceasta chiar este foarte confortabilă. N-am ce să-i zic. Acesta este punctul forte al francezilor și aici îl impun cu foarte mare hotărâre. Pentru că suntem pe coborâre, mașina aceasta are și frânare regenerativă activabilă la buton. Mașina are aici în dreapta un buton lângă selectorul de viteze. Apeși acest buton, se numește C, de obicei este B de la Brake Mode. Ei acum îi zic C, cred că de la Cruise sau ceva de genul ăsta. Practic, implicit, mașina vine cu această frânare regenerativă destul de puternică. Nu puternică precum un One Pedal Drive, dar destul de puternică. Și dacă apeși acest C, atunci mașina circulă mai frumos înainte, alunecă mai frumos înainte, fără să frâneze atât de mult precum o face în modul implicit în drive. Din păcate, acum nu simt nicio diferență. Vom putea să testăm acest comportament corect atunci când suntem la, când avem mașina la test în România. Încă un lucru interesant față de varianta termică, francezii vor oferi în curând și un motor, de fapt același motor 1.0 în 3 pistoane cu distribuție pe lanț, ceea ce mi se pare tare că au rezolvat asta, același 1.2, 100 cai putere distribuție pe lanț, doar că în variantă mild hybrid 48V cu o cutie automată, dublu ambreiaj în 6 rapoarte. Eu nu sunt foarte mare fan al mariajului dintre dublu ambreiaj și motoarele de capacitate mică. Sunt curios cum se va comporta acea mașină, nu vreau să judec înainte să conduc. Partea bună este că vor oferi și eu această versiune automată, pentru că de multe ori cei care caută o mașină mică de oraș caută și cutie automată. Așa, confortul în oraș pentru mulți înseamnă, pe lângă suspensia corectă, scaunele corecte, înseamnă și cutia automată. Și cred că aici Citroen și-ar putea găsi o nișă de unde ar putea fura clienți pentru, în clasa din care face parte. Pentru că, deși este o mașină de segment B, este o mașină care se simte ca fiind foarte spațioasă, unul la mână, doi la mână, confortul este cu siguranță la el acasă, asta înseamnă Citroen, nu-i așa? E bine, cam asta a fost tot din Austria cu noile Citroen C3 și Citroen EC3. Sunt de părere că aceste modele se vor a fi niște rivali redutabili pentru ceea ce propune Dacia pe piață. Acum, da, Citroenul, după cum vă spuneam, vine cu niște calități unice în această clasă, cum ar fi confortul acesta și n-am ce să zic că, deși Dacia în ultima vreme a făcut foarte mult pentru a spori confortul din mașinile sale, ceea ce se întâmplă aici în Citroen C3, în continuare se vede că francezii știu să facă o mașină confortabilă grație acelei suspensii cu amortizare progresivă, grație acestor scaune care au acel strat de spumă ca un topăr pe o saltea. Toate lucrurile acestea asigură un confort sporit, lucru pe care, de exemplu, Dacia nu poate să-l ofere tot timpul. Așa că, eu cred că francezii au o propunere bună, trebuie doar să aibă grijă la prețuri. Cam asta e tot. Bun, vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine. Rămâneți pe eBlog Auto. La revedere!